cred că zbuca mult. Cred că am să le iau și pastea de aici. Am o provocare să dansez cu tine. Te rog, lasă sticla. Băi, tu îți dai seama de când ai intrat ăsta în viața ta, ție nu-ți mai pasă efectiv de nimic. Dar nu este adevărat. Și încă de nimic, nu-ți pasă de mine. Trebuie oarecum să o înțelegi și pe ea, îți dai seama, na, ea îl vrea pe tatăl ei lângă mine, este normal. Tu o mai iubești pe mama? Dar ce întrebare e asta? Băi, eu sunt disperată, eu vreau ca tata să se întoarcă înapoi. Vreau să fim din nou o familie cum eram înainte. Eu nu suport pe bărbatul ăsta. Bun, sunt perfect conștient că nu-l accepti pe el ca și iubit al mamei tale. Dar felul în care tu faci toată treaba asta nu este deloc unul bun. E fierbit! Doamne, suflă! Ce să suflu? Cum să suflu? Suflă! Da, mă, da, ai tu o idee că eu nu știu. Nu știu, ne gândim noi la ceva, găsim o soluție, sigur. Bă! Ce-i făcut? Domnule, calmează-te. Păi ce să mă calmez, mă, nu vezi? Ea e plânsă toată. Ce ești prea... Spune-mi ce s-a întâmplat. Spune-mi tu că ești bărbat. E extraordinar. Nu vezi că minte. Cum adică nu trebuie? Plânge, ce plânge, bari, dar acum câteva minte am stat împreună și era normală. Când ai copii, ei devin prioritatea numărul 1. Acțiunile tale și felul în care îți construiești viața ca părinte trebuie să țină cont de fericirea copilului. Dar când cresc și teoretic au capacitatea să înțeleagă anumite lucruri, copiii trebuie și ei să înțeleagă și să accepte că și părinții au propria viață și dreptul lor la fericire. La cei 19 ani, Xenia se bucură cât se poate de mult de viața alături de prietenele ei. De viața ar vrea să se bucure și mama ei, Simona, care după divorțul dureros din urmă cu un an, încearcă să își refacă viața cu Marius, un bărbat mai tânăr decât ea. Păi și ați ieșit doar la o întâlnire și atât? Ți-a adus flori? Măi nu! Dar să vezi! Nu a fost atât de galant, că cum Doamne. Ai zis că vezi, domnule, are o vârstă și că galantie. Păi da, tocmai de asta mă gândeam, că e mai matur, arată bine și poate cumva vine cu flori măcar. Da. Măcar un gest frumos. Nu e, mă, nu știu, avem păreri diferite legate de asta. Mie mi se pare că cei maturi sunt așa cum spui tu. Sunt un pic mai inteligenți și știu să te fac așa, dar nu... Lasă-i, tu că să-i... Hai, pentru că știm ce ne dorim. Noi, da. Da, nu pot stau fără muzică. Hai, pune ceva. Da. Auzi, dar mama ta nu doarme? Băi, nu știu dacă doarme. Am înțeles, da. 10 ani mai tânără decât ea. Hai să jucăm și noi ceva. Vrei? Da. Hai. Adevăr și provocare? Noi în fiecare vineri seară facem seara fetelor. Și ce avem de făcut decât să ne distrăm? Uite că la tine. Da. Și cu tine, nu? Că ești cel mai aproape. Da. Bun, adevăr sau provocare? Ok, adevăr. Așa. E adevărat că ți-a plăcut ultima dată în natură? Stai un pic că nu am înțeles. Ce anume? Dacă ți-a plăcut ultima dată în natură. Nu prea cu natura stau bine. La tine. Bine, hai, hai. Ok, și care a fost cel mai mare centimetru? Da? Da! Jur! Provocare, stai să mă gândesc ce. Auzi, da, maică-ta e cu a ei aici? Da. Mama are o relație cu unul de care mie nu-mi convine și de fiecare dată când e în casă, eu încerc să fac zgomot sau orice altceva ca să-l fac să plece. Ai zis că vrei provocare. Vreau să-l aduci pe gagicul lui maică-ta aici. Nu. Cu ce, să vedem și la urmă, da? Nu, pe bun, nu se va întâmpla. Asta ce ai? Păi ai provocare, păi da, mă, pe bune. Nu, în sensul ăsta, nu în halul ăsta, nu e normal. Și cum să fac așa ceva? Mamă, uite, numai când mă gândesc, m-am agitat cu ce-mi fac. Nu, ce să caute? Hai, nu văd pe tu dacă nu. Dar poți să spui alta. Știu că mama Xenei are un iubit. L-am mai văzut de câteva ori cât am venit pe la ea. Arată foarte bine, e genul meu. Dar ce să spun? Nu, am vrut asta, să vină, să ei, vină bine, el aici. Ei bine, atunci trebuie lasă așa. Nu, asta nu. Uite, gata, sunteți voi. Eu? Tu mă întreb. Adevăr sau provocare? Adevăr. Dar mai repede că mi se întărește masca și trebuie să mă duc să o dau jos. Se amintește tipul ăla din clasa noua, de Andrei? Da. Te-a plăcut mult? Așa. Și tu l-ai respins? Da. Dar apoi ați început să vorbiți? Da. Și știu că tu ai plecat și s-a terminat totul.
Și vreau să întreb, este adevărat că încă îți mai place de el sau mai simți ceva pentru el? A, nu. Doar că se comporta foarte drăguț. Și ce pot să zic? Știu. Avea foarte mulți bani, știi? Și am auzit că avea și... Bine, deși eram eu micuță, am gândit că e un aspect destul de important. Și când nu avem băieți, vorbim despre ei sau improvizăm, nu? Adevăr sau provocare? Adevăr. Ți-e frică deja? Ești speriat. Da, da, da. Nu, că ai văzut ce idee are. E foarte creativ azi. Da, chiar a fost. Uite, adevăr, niciodată nu te-ai gândit să te dai la el? Nu, dar nici nu sunt atrasă măcar. Eu nu înțeleg pe Xenia de ce nu-l place. Arată foarte bine, și înalt, și frumușel, și îmi place. De unde te duci, măi, nebunule? Lasă-mă să mă juc și eu un pic cu tine, că n-am un copil, că toată ziua numai cu asta mică. Stai, măi, că ne aud, fetele măi, mare. Am divorțat și sunt foarte fericită alături de Marius. Este cu câțiva ani mai tânăr decât mine, dar ce contează? Efectiv mă face să mă simt bine. Stai puțin, iubite, dacă mă duc să văd care-i situația, să le liniștesc puțin și să văd care-i... Stai puțin, așteaptă-mă. Stai puțin. Doamne, ce nerăbdător ești. Dacă nu e, cred că, nu știu de ce, fata asta ta e ca un ghimpe pentru mine, mă simt... Hai, nu mai vorbi așa, mă supăr. De când a apărut Marius în viața mea, pe Xenia am cam scăpat-o din mână. Nu prea îl suportă, dar n-am ce să-i fac. Eu trebuie să-mi refac viața. Ce faceți, dragă? Ce să facem? Bine, uite, râdeam un pic, nu? Ține-o acolo. Păi, da, am înțeles că râdează, la ora asta totuși nu mai doarme. L-a chemat în casă, am chemat și eu fetele în casă. Foarte simplu. Ei, doarme, ce, un bărbat cu 10 ani mai mic ca tine de rând? Nu fi obraznică, da? Ce-i cu obraznicia asta pe capul tău? Mâine nu ne ducem la discotecă noi. Noi ne ducem la muncă, da? Vă rog frumos, încetați. Treaba e simplă. Eu nu suport și fac tot posibilul să-l dau afară din casă. Încercați să fiți mai silențioasă așa. Distrați-vă, dar mai în liniște. Da, da. Da? Da. Bine, hai. Mulțumesc și eu. Noapte bună. Da, hai să dăm drumul la muzică. Când e vinerea fetelor, e și vinerea de distracția lui mama și atunci trebuie să-i stric, nu? Haide, dragă, vină cu ace cât stai. Hai, dragă, că am venit. Doamne! Mă ține bunii și tu și fiime, nu mai știu. Nu să mă împart. Ia uite cum am ajuns să fac dragoste, vreși că fac un tratat. Să mă am tratat de pace sau cu care nu mai eu. Hai să fii frumos aici, lângă mine, că degeaba vorbele sunt de prisos acum. Am fost înșelată după 20 de ani de căsnicie, însă acum a venit momentul meu. Deci chiar nu se distrează cu el acolo acum. Da, face, da. Păi, bani, bani, cu toate banii noastre aici. Da. Ce? Toate pe ei, pune-o acolo. Nu își face asta treaba bine. Și e supărat. Păi stai seama, dacă făcea treaba bine, nu mai venea ea aici. Nu avea timp de așa nici să gândească. Mergeam noi să vorbească mai încet ei. Da. Vorbească. Dacă aș fi în locul ei, aș ști ce să fac cu el, cu astfel de om. Ia încercați voi două așa. Da. Încercăm, mă întreb. Adevăr sau provocare? Provocare. Oh, da, asta peste cap. Bine, că oricum, hai, că oricum era să te stai așa. Poate te înveți asta. Hai, mai ai un pic, stai, că nu l-ai dat cât. Aoleu. Aoleu. Eu și Xenia suntem prietene de când eram mici, dar de când mama sa l-a întâlnit pe acest om, mi se pare că a intrat într-o oarecare depresie și eu și prietenele mele încercăm să o ajutăm în legătură cu asta. Ne-a trebuit un mascul aici să danseze. Da, hai că fac eu ca mascul acum pentru tine. Așa că mă descurcați. Iar a început dar au și tu ce se întâmplă acolo? Ce se întâmplă? Păi tu nu auzi ce nebunie, du-te și tu și, nu știu, încearcă să le potolești, nu știu, fă ceva, te rog. Că altfel nu pot, mi-e rușine, dai seama. Și în plus, Marius este și plin de dorințe. Bărbat în floarea vârstei, ce mai? Dar să nu fii foarte dur cu ele, da? Nu sunt foarte dur. O să fiu dur cu tine. Da, cam neînțelegătoare Xenia față de ce își dorește mama ei. Dar oare să le potolească Marius pe fete? Da, vă poftim cu noi aici. Nu vreți să dansați cu noi? Cine e el să-mi spună mie să tac? A uitat cumva că asta nu e casa lui? Știu că fata Simone nu mă place, că am venit în casă la ea, că vezi, mi-am luat-o pe maică, dar nu are încotro.
Mă place, nu mă place, asta este. Ia, uite și eu alcool. Asta o să iau de aici, ascultați-mă, mâine merge și noi la muncă, vreau să... Ați băut. Stai, te rog. Mă rog frumos, mai ușor, că ne duce și noi. Deci, uite, ce ai făcut? Ce-am făcut? Păi năsuc, ești murdară, alcool a început să-și facă... Am o cremă de față, nu vrei și tu o cremă? Da, vrei cremă, că mai avem. Poate cu emușa? Vreau să mă duc mâine, ce și noi la muncă, vă rog frumos acum. Te rog frumos, fii liniștită, ok? Mâine merge și eu. Păi, ai loc un pic. Haide. Am să iau sticla asta de aici, că deja ați început să vă murdăriți și nu mai... Dacă era Xenia, fata mea, era cu totul altă poveste. Dacă te-a sunat educat-o, o să o educ eu. Cred că ați băut cam mult. Cred că am să le iau și pastea de aici. Am o provocare să dansez cu tine. Te rog frumos, te rog, te rog. Da. Te rog, lasă sticla. Gata. Gata cu băutura, vă rog frumos. Da. Hei. Te rog. Mai ușor, vă rog frumos. Hai. Mă, deci poate 50 de ani. Doamne, ești de bună. Pe la comportament, așa, te rog frumos să mă resping. Dar îți place seama? Cum arată? Arată bine. Pare timid, dar eu știu ce să-i fac. Am eu un ac pentru cojocul lui. Nu sunt am rezolvat imediat. Bravo. Imediat le-am rezolvat și imediat... Gata. Dă-te, mamă, stinge lumina. Stinge și lumina aia că... Uite acolo. De acolo stinge, unde spune trebuie că nu mai am. Gata. Ar trebui să-i spun Simonei. Xenia a consumat alcool și toate cele acolo în cameră. Dar eu știu acum dacă spun cine știe, iar se amplifică situația și poate îmi dau și pe o globalizare așa că ne vine pe acolo. Desfășurarea relației este așadar îngreunată de Xenia, care nu acceptă ca mama ei să fie lângă un alt bărbat în afară de tatăl ei. Ce faci, mă, aici îmbrăcat așa? Ce să fac? Uite, ești în oraș. Tu ce faci? Nu știu, mică, îmi rău. Cu cine ești în oraș? Cu cine să ieși, dragă, în oraș? Cu iubitul meu, cu Marius. M-a sunat Marius să ieșim în oraș. Da, pentru mine este important să mă simt frumoasă, tânără, aranjată. Îmbrăcat așa? Dar ce are? Îți place? Ești cam goală, așa, nu ți se pare? Hai, iubita, nu mai exagera, sunt goală. Pe bune că exagerezi acum. Dar de ce ți-e rău? Nu știu, cred că am mâncat ceva stricat sau ceva, nu știu. De unde, dragă, ceva stricat? Nu știu. Stai. Habar n-am, mă doare capul de mor. Și unde te duci în oraș? M-a invitat la restaurant. Ce drăguț, vezi? Da. La un restaurant italian. Marius a venit într-un moment foarte greu pentru mine. Chiar m-a scos din starea urâtă în care eram. Și mi se pare că merită să-l pot iubi și să construiesc ceva cu el pe viitor. Încet, încet chiar simt că am fluturi în stomac pentru el. Și ce mi se pare mie drăguț? E că eu nu am o relație și că tu ai. Și ești invidioasă sau ce, mamă? Nu sunt invidioasă, Doamne ferește, dar nu înțeleg ce trebuie ție la vârsta asta. Păi să mă simt și eu iubită, să fiu și eu cu cineva, de ce, dragă, nu am voie, ci că la vârsta asta zici că am 102 ani. Cum? Păi uite, tata e singur, tu de ce nu poți să stai singură? Ai, nu mi-l dai exemplu pe taică-tu. Taică-tu s-a distrat destul când era în timpul căsătoriei, draga mea. Eu am fost doar cu el, pe el l-am știut, cu el am stat, cu el totul. Acum, na, dacă el și-a făcut de cap, nu. Trebuie să-mi văd și eu de viața mea mai departe. Eu înțeleg și pe fiimea că, na, este normal să nu-l accepte pe Marius. Tot timpul face comparație între Marius și taicăsul. Da, pentru mine Marius este o gură de aer proaspăt, colacul meu de salvare. Da, deci, mama, tu chiar nu te bucuri pentru mine? Nu. Eu nu înțeleg ce-ți mai trebuie la vârsta asta, pur și simplu nu înțeleg. Hai, te rog, lasă-mă cu vârsta. Ce vârstă? Că doar nu am pe bune acum 100 de ani. Auzi, dacă ieșiți la întâlnire, cine plătește pentru întâlnirea asta? Dragă, dar acum chiar că ești obraznică. Păi evident că el, doar nu o să plătesc eu. Da, păi de unde? Eu un amărât. Hai, mă, că nu e chiar așa amărât. Lucrează la primărie? Băiatul e ok. Serios, chiar e ok. Ce-ai cu el?
Păi cum? Tu tocmai ce ți-am zis? E un amorat, nu are nici bani, nu are nimic. Mi se pare că te ia așa de... Mă iubește, mă respectă, e atent cu mine. Ceea ce taică tu nu mi-a dat în atâția ani de căsnicie. Înțelegi? M-a ignorat total. Când te aud, mă doare capul și mai tare. Nu are de ce să fie supărată pe mine, fiimea. După 19 ani am și eu dreptul să fiu fericită. Am fost pentru 19 ani mamă, am fost soție, am fost manager, am fost o femeie ok și puternică și m-am descurcat tot timpul, am avut grijă de ei amândoi, de ea și de taică-su. Acum este timpul să mă gândesc și la mine. Taică-tu în sus, taică-tu în jos. Uite ce ne-a făcut. E bine? Ce a făcut? M-a înșelat și el un pic, așa, da. Mai sunt bărbați. Ți-ar plăcea să te înșele iubitul? Te gândi vreodată că poate și vina ta? Auzi, eu nu cred că ți-e rău. Că de răutăți văd că nu te întrece nimeni. O fi fost și vina mea. Păi bine, mă, și ce ai văzut la el? Că bani nu are. Faptul că e mai tânăr cu 10 ani ca tine? Nu, eu nu pun preț pe astfel de lucruri. Dar oricum vârsta nu contează atunci când te înțelegi cu o persoană. Chiar nu este importantă vârsta. Ce legătură are? Ce gândire e asta? Da, și ce dacă el este puțin mai mic decât mine? Eu am 44, el are 36. Nu mi se pare așa o diferență enormă de vârstă. Important este că ne înțelegem și că mă respectă. Păi și mie mi-e rău, mă lași așa? Pleci și mă lași așa? Hai că ești fată mare, știi unde sunt pastilele. Pe bune, acum trebuie să stau lângă tine, să-ți dau pastiluța, să-ți dau apa, să chiar așa? Băi, tu îți dai seama, de când ai intrat asta în viața ta, ție nu-ți mai pasă efectiv de nimic. Dar nu este adevărat. Și nu că de nimic, nu-ți pasă de mine. Nu este adevărat, doar că tu vezi, mă tratezi așa, gen, ai 44 de ani, viața ta s-a terminat, stai în casă, că gătește, făcuți... Nu s-a terminat, dar fă-ți, nu știu, îndatoririle de... Păi, wow. Da, mea, dar până acum ți se pare că le-am ignorat, îndatoririle de mamă? Mie nu mi se pare. Chiar am avut grijă de tine, de taică, tu, nu, eu numai asta am știut. Să fac curățenie, să fac mâncare, să am grijă de tine. Hai, du-te și ia-ți pastiluțele, sunt acolo în... În bucătărie, știi tu, unde la piurul ăla, că eu trebuie să plec, draga mea, nu mai pot să stau. Da? Hai, nu mai fi așa rea. Calmează-te. Pa, te pup! Mi-e greață, cred că m-a lăsat febra, nu înțeleg ce s-a întâmplat și nu-i pasă de nimic. M-a lăsat așa, pur și simplu, în casă și a plecat. Fie că-i convine, fie că nu-i convine, fiima trebuie să învețe să fie independentă, să se descurce singură. Are totuși 19 ani. Pentru că a considerat că Xenia nu este într-o stare gravă, Simona merge la întâlnirea cu Marius, chiar dacă are sentimente puternice pentru ea și intenții serioase. Hei! Hei, Simona! De fiecare dată când te văd, parcă simt că, nu știu, nu găsesc cuvintele, te rog, ia un loc. Și eu la fel. Dar ce cu trandafirul ăsta? Întâi fă-te comodă, dă-mi voie să-ți iau hăinuță. Și după aia spun ce pentru ce sunt toate cele. Mor de nerăbdare. Dar tu ce faci, cum ești? Mai bine, un pic stresată, dar... Na, acum suntem noi doi și nu mai contează. Marius chiar a apărut într-un moment foarte potrivit în viața mea. Deja nu mai speram. Na, la vârsta mea, deja femeile, gata, se închid în casă, își plâng în pumn și cam atât. Simona e o femeie într-adevăr atrăgătoare și cu picioarele pe pământ și simt că mă pot baza pe ea. Ți-am spus să am un pic de emoții pentru că de fie am 6 luni cu tine și crede-mă, tot timpul parcă mă pun în fața oglindei acasă ca să-mi găsesc cuvintele. Sunt 6 luni de când ne cunoaștem, Simona, și pentru asta am lucrat să accentuez momentul. Ai ținut minte așa? Eu țin minte pentru că... Destul că mulțumesc. Băi, ce drăguț! Super! Este o surpriză foarte mare pentru mine este că tu îți amintești detaliile astea. Soțul meu niciodată nu făcea cadouri personale. Nu mi-am amintit de soțul tău. Mă deranjează foarte mult când aduce vorba despre fostul soț. Acum sunt eu. Să vorbim despre mine și ea, nu despre fostul. Știu, dar pe mine toate lucrurile astea mă uimesc și mă surprind foarte plăcut, sincer. Chiar ai o bilă albă de la mine, să spun așa. Foarte drăguț. Știi, nu e că, având în vedere și vârsta, nu mai suntem copii, ca să putem să spunem, știi, cum ar fi o adolescență când vezi la 18 ani, 19 ani, să-ți trec fluturi prin stomac, să lăsăm cu fluturii și cu tot felul de gărgărițe pe stomac. Dar mi-l trec fluturi prin stomac totuși cu tine, sinceră să fiu. Doar că, na, este normal să o luăm așa mai... Eu ce vreau să am o foarte mare relație. Vreau să am o relație cu tine cât se poate. Nu știu cum, dacă cum să fac eu să...
însuși prin gesturile mele, prin felul meu de a fi, vreau ca să accentuez faptul că te doresc și într-adevăr vreau să fiu cu tine, adică vreau să fiu cu tine. Nu știu dacă mă înțelegi. Te înțeleg și simt lucrul acesta și eu la fel, adică îmi doresc fix același lucru de la tine. Acum chiar că mă simt și eu iubită, apreciată, femeie, domne, femeie. Chiar îmi lipseau lucrurile astea. Sunt așa un pic într-o dungă pentru că și cu fata ta e foarte greu, adică am niște... Nu știu cum, încerc să intru în mrejele, încerc să intru în... Chiar nu găsesc de multe ori cuvintele că vreau să fiu... Da, este un pic mai complicat. Înțelegi? Da, știu. Ai dreptate. Eu... Nu, dar relaxează-te. Uite, fii atent. Cu fata mea o să se rezolve situația, dar trebuie oarecum să o înțelegi și pe ea. Îți dai seama, na, ea vrea pe tatăl ei lângă mine. Este normal, orice copil își dorește ca părinții să fie împreună și să rămână împreună până la adânci bătrâneți. Este fix normal. Știu că tu nu ai copii, știu că îți dorești, poate cine știe, vom reuși să avem și normal, un copil al nostru. Ce bărbat își dorește copii. Și o să vezi că și Xenia o să-și revină și o să te accepte la un moment dat. Doar că trebuie să ai un pic de răbdare cu ea. Sunt sigură că o să meargă foarte frumos cu Marius. Este un om care merită. Este un bărbat adevărat care chiar are grijă de mine și mă respectă, mă apreciază. Fix de ce aveam nevoie. Te m-am luat cu discuțiile și chiar mai am ceva pentru tine. Wow! Mă, dar ce... Deschide-l să văd dacă te-am surprins într-adevăr. Oricum m-ai surprins, foarte plăcut. Ți-am spus că nu sunt obișnuită. Wow, Marius! Elănțișorul acela pe care l-am văzut eu mult, pe care l-am admirat. Dacă eu sunt absolut atent la tine, la toate gesturile, la ce îți place, sunt absolut atent și încerc să... Băi, este minunat gestul ăsta. Ordinar cu cuțitul ăsta. Chiar dacă este o femeie mai mare decât mine, eu simt că suntem pe aceeași undă și vreau să fiu cu ea. Pentru că a fost lăsată singură și suferindă, Xenia îl cheamă pe tatăl ei să o salveze. Dar să fie oare vorba de vreo urgență medicală? Tata, ce-ai pățit, tata? Ce-ai pățit? Mi-e rău. Cum așa? Nu știu, mi-e rău, efectiv mă doare capul, mă doare stomacul, am și amețel. Nu cred că am și temperatură, mi-e greață, mi-e de toate. Haide, mă. Și cum, mama te-a lăsat singură, mă? Da, s-a dus în oraș, cică, la întâlnire. Mor de nervi. Cum să lasă fata bolnavă singură în casă și să plece? Nu am nimic, nu mă doare nimic. Dar trebuie să-i stric cumva planurile lui mama, nu? Dacă ai fi văzut-o cum era îmbrăcată, avea o rochie din asta super transparentă aici, decolteu la spate, decolteu în față, decolteu peste tot. Și pe tine te-a lăsat singură și s-a dus cu... Da, da, a zis că sunt destul de mare și că pot să mă descurc singură și că medicamentele mi le găsesc în dulap. Eu știu că tata încă o iubește pe mama. Tot timpul când mă sună la telefon, mă întreabă ce face, cum este, dacă are nevoie de ceva, dacă este bine. Am greșit, știu. Eram într-o seară la restaurant, am avut puțin mai mult și m-a luat valul cu o spătăriță acum. Am greșit, recunosc. Ce pot să fac acum? Hai că vorbesc eu cu maică ta acum și hai, nu mai stai aici, te rog eu. Du-te până în cameră, hai, întinde-te și vin și eu imediat. Ce faci, dragă? Unde ești? Spune și mie, unde ești tu? Dar unde ești tu la ora asta acum? Sunt la restaurant cu iubitul meu. Care e problema ta? Ție ți arde de restaurant când fata ta este rău? Da. Bă, tu ești inconștientă? Adică? Adică cum adică, mă? Îți lași copilul acasă? Ai, dragă, că nu mai este un copil de 5 ani să nu poată să rămână acasă. I-am spus să-și ia medicamentele și gata. Ce trebuia să fac acum? Să o învelesc? Să o dădăcesc? Ce să-i fac? E o femeie în toată firea. Parcă cineva îl anunță sau îi spune, pentru că de fiecare dată când suntem împreună, hop și el dă telefon. N-ai nicio treabă, tu n-ai nicio responsabilitate. Nu mai dau ochii peste cap. Da, se lasă cu responsabilitatea, că știu eu mai bine. Tu să taci din gură că... Eu să tac din gură? Ca fiica ta este destul de mare ca să poată să se descurce. Cât de mare este fata ta, mă, de o la singură când este rău acasă? Păi foarte bine că ai venit tu, dragă, ia ajută tu. Foarte bine că am venit eu. Da, eu nu trebuie să-mi refac viața, gata, pentru mine viața s-a terminat aici. S-a avut grijă de copil în primul rând și după aceea să refaci viața. Păi am grijă și de copil, ce ți se pare că e neglijată? S-a întâmplat să am întâlnire cu iubitul meu astăzi, ce puteam să fac? Adică cum din nu mă sună pe mine să vin eu, că mama este cu iubitul la întâlnire, nu?
Eu iubesc foarte mult pe Simona. Aș vrea chiar să ne împăcăm, dar din păcate ea și-a refăcut viața, iar eu stau acum și mă uit lung după ea. Păi te-am lăsat să ai grijă de ea? Te-am lăsat în casă? Care e responsabilitatea ta? M-ai lăsat pentru că ai greșit, de-aia m-ai lăsat. Pentru că am greșit? Și acum ce faci? Tu greșești față de fata ta? Ai, dragă, nu mă mai enervați atâta și voi. Chiar după ce că ți-ai neglijat familia, vii acum cu lupul moralist. Cred că am făcut tot posibilul să salvez această căsnicie, însă nu s-a mai putut. Hai bine, gata, te rog frumos. Peste casa ta, care e casa ta la restaurant? Dar ce, am ieșit și eu odată la restaurant, gata, n-am voie, sau ce, ești gelos, sau care e problema ta? Da, nu, poți să te duci la restaurant cum vrei tu, dragă, dar cu ce ai grijă de copii? Nu să ți-l lași bolnav. Avea de mâncare, i-am spus să-și ia medicamentele, hai măi, Ciprian, pe bune, nu mai exagera atâta. Pe bune, nu mai exagerez? Te-a sucit la mințile, în loc să ai grijă de copii. Așa, și care este problema? Vorbești tu de sucit de minți? Hai să nu... Da, o înțeleg. Vrea să-și refacă viața acum. Da, eu am greșit și este normal. Dar cum să se răzbune acum în felul ăsta pe mine prin fată? Cum? Deci te rog eu frumos, nu mă interesează, nu mă interesează cum faci, dar vii acasă. Pe bune, nu ești... Nu pe bune, ba sunt în foarte mare măsură să-ți spun să vii acasă. Fata ta este bolnavă și trebuie să o îngrijești. Îngrijește, dragă, tu i-am spus. Eu o îngrijesc până vii tu. Până vii tu, eu o îngrijesc. Când o să vii tu, o să o îngrijești mai bine, că ești maică sa. Ah, Doamne ferește! Bine, hai că vine acum. Mamă, nu mai suport. Scuză-mă, m-a sunat soțul. Mă rog, fostul soț... Cred că nu scap de... Fostul soț, trebuie să fug. Dar nu stai, unde te duci așa? Unde stai? Deci mă grăbesc tare. Iartă-mă. Simon, păi stai, Simon. Nu, că nu pot. Fii mea se simte foarte rău. Hai că stai, vorbim. Nici măcar nu mi-explic unde pleci așa. Stai. Îți explic după, da? Doamne, hai, te rog. Tot timpul să am probleme așa cu soțul, cu fostul soțul, cu trecutul. O să se rezolve și o să fie bine, te pup. Extraordinar, extraordinar. Ia uite, stai. Ce-a uitat și astea? A uitat și trandafirul, a uitat și cadou. De multe ori mă gândesc ce însemn eu pentru ea. Îmi pare rău și pentru Marius, dar în momentul de față copilul meu este totuși pe primul loc. Ea spune, e acasă, Marius? Nu, nu e acasă, e doar mama momentan. Are alt bărbat lângă ea. Nu vrea să... asculte subiectul ăsta, nu vrea să-l deschidă. Eu încerc să fiu cât se poate de bun simț, dar te rog frumos, totuși mi-am făcut griji pentru tine, ți-am adus niște flori și văd că nu putem să ne apropiem deloc. Da. Uite, sunt 6, ca la mort. Totuși, este un băiat bun, mă respectă. Dar eu nu... mie mi se pare că joacă în teatru. Da, dar tu exagerezi, o să rămân singură și nu este ok așa. Nu asta îmi doresc, vreau și o să fiu fericită. Hai, spune ceva care să aibă credibilitate. În fața mea. Da, bă, cum te-ai dat mâna aia, bă, tu chiar vorbește serios? Bă, chiar vorbește serios? Ascultă-mă, calmează-te. De sus până jos e minciuna, direct în cuvânt și în dicționar și tot. Bă, tata, tu chiar minți? Băi, nu minți, nu minți! Xenia, de fapt, nu suferă de nimic. A provocat un întreg scandal, iar acum pare mulțumită că planul ei merge bine. Ce faci? Te-am trimis sus în dormitor să te duci să te odihnești un pic, să stai lungită. Tu ce faci aici? Îmi fac un ceai. Îți fac eu un ceai. Stai liniștită că îți fac eu ceaiul. Vreau să te duci sus să... Unde-i zahărul? Vreau să te duci sus să te odihnești. Te rog eu frumos, iubita. Dar nu știu, nu pot să... Te rog. Eu îmi doresc din tot sufletul ca părinții mei să se împace și o să fac orice pentru chestia asta. De la ce te doare capul? Ce s-a întâmplat de fapt? Nu știu ce... Cred că am mâncat ceva stricat, nu știu, habar n-am. Mă doare capul, mă doare stomacul, nu știu, mi-e rău, cred că... Nu știu, am anemie. Habar n-am, nu știu ce să zic. Hai mă, tată, mă. Dar și tu te agiți foarte mult, să știi. Vreau să te întreb ceva și vreau să-mi răspund sincer. Tu o mai iubești pe mama? Dar ce întrebare e asta? O întrebare ca oricare alta. O mai iubești sau nu? Răspunsul e simplu. Da sau nu? De ce te interesează în mod special subiectul ăsta acum? Nu văd rostul întrebării în momentul ăsta. Păi de ce nu vezi rostul?
Păi, dacă o iubești, poate că o să fiți din nou împreună. Știi că am divorțat. În momentul ăsta, nu știu ce te interesează pe tine lucrul ăsta sau ce-ți pasă lucrul ăsta. E un lucru care doare. Dacă e da, atunci voi lupta în continuare pentru tine și să-i despart pe cei doi. Dacă e nu, e nu și atunci rămâi așa. Știi foarte bine că tu ești lumina ochilor mei, ești dragostea mea, ești fata pe care mi-am dorit-o, ești... Haide, spune-mi da sau nu, lasă textele astea, o iubești sau nu? Mi-este foarte greu să vorbesc acum de lucrul ăsta. Mi-este... E un subiect foarte dureros pentru mine. Știi foarte bine că am greșit. Da, e o greșeală omenească. Fiecare om greșește câteodată. Eu am greșit o singură dată și lucrul ăsta mi-a afectat toată viața mea. Viața mea, viața ta... Am greșit și acum plătesc. Sentimentele mele față de mama ta de... au rămas acelea, să știi. Pur și simplu... Da, eu o mai iubesc pe mama ta. Nu că o mai iubesc. Pentru mine, ea este aceeași. Doar că vezi că mama ta deja și-a refăcut viața și a adus un bărbat în casa noastră. Casa asta care am construit-o pentru voi, pentru tine, pentru ea, în care a intrat altcineva în ea acum. Și efectiv mi-a luat locul. M-a înlocuit. Dar dacă ei spune și ei ceea ce mi-ai spus mie, nu crezi că ar exista nicio posibilitate? Are alt bărbat lângă ea. Nu vrea să asculte subiectul ăsta. Nu vrea să-l deschidă. Nu vrea să accepte. Nu m-a iertat și mi-a spus că nu mă va ierta niciodată. A fost doar o aventură. Din păcate, o spătăriță și-a dorit mai mult decât așa ceva. Și a făcut în așa fel, a aflat nevastă mea. Nevastă mea orgolioasă din fire n-a acceptat, a divorțat și de un an de zile acum suntem despărțiți. Am greșit și nu văd drumul, ca să spun așa. Încerc să fac tot posibilul, dar nu văd cum să... Pentru mine, oricum, tu ești dragostea mea. Da. Hai da. Să mergem. Hai în dormitor. Hai să te liniștești. Hai să te liniștești. Hai, te rog eu, tata. Te rog eu. Hai că ți-aduc eu ceai. După mărturisirea pe care i-a făcut-o tatăl ei, Xenia este acum și mai decisă să își împace părinții. Vrea atât de mult acest lucru încât nu mai contează mijloacele. Trebuie să scape de Marius, iar cea mai bună prietenă îi vine în ajutor. Ce să fac? Nu așa bine, încă mă doare capul și stomacul și nu știu, îmi zvâcnește creierul efectiv. Nu ești obișnuită. Nu știu, păi nu mi-a trecut, îți dai seama, două zile naibii nu mai trece niciodată și sunt și plină de nervi. Nu mai știu cum să-i fac pe ăștia să se certe, nu mai pot. Ea spune, e acasă, Marius? Nu e acasă, doar mama momentan. Nu știu, m-am săturat cu ei, nu mai pot. Fac tot posibilul să îi despart, să... orice, bacă sunt pe bunica, bacă sunt pe tata, bacă vine, bacă... Băi, nu mai reușesc, nu știu ce să fac. Fata, păi nu ai făcut totul ce trebuie, lasă-l pe mâna mea un pic. Eu am venit aici pentru Marius. Știu eu ce să fac ca să-i atrag atenția. Fata, trebuie să bagi ceva așa grav ca să-l dea afară maică-ta. Că dacă așa te faci cu prefăcăturile astea, normal că nu o să reușești nimic. Și el o să stea. Păi da, mă, da, dar ce așa grav? Ce să-i... Ce să-i scenezi? Ceva să-l provoci la ceva, ca maică-ta să-l dea afară, să se supere, să se certe pe bune, nu așa... Da, mă, da, ai tu o idee, că eu nu știu. Nu știu, ne gândim noi la ceva, găsim o soluție, sigur. Da. Băi, eu sunt disperată, eu vreau ca tata să se întoarcă înapoi. Vreau să fim din nou o familie cum eram înainte. Eu nu suport pe bărbatul ăsta. Nu l-am la inimă deloc. Îl vreau înapoi pe tata.
Eu știu că tata a greșit și că practic de asta a fost alungat, dar până la urmă așa sunt bărbații, toți înșală. Bună, Xenia. Chiar ai venit? Auzi, dar tu n-ai casă? Am venit că m-am îngrijorat la tine și uite că a dreptul ți-am adus niște flori. Ei, dar ce să zic, ai luat flori mamei și acum că m-ai văzut pe mine, mi le dai mie? Eu încerc să fiu cât se poate de bun simț, dar te rog frumos, totuși mi-am făcut griji pentru tine, ți-am adus niște flori și văd că nu putem să ne apropiem deloc. Da, uite, sunt șase, ca la mort. Dar ce-i cu tine dacă ești așa? Am răcit de la ea, cred. Da, i-am dat ei răceala, ce vrei să te dau ție? Ce o spune prietena ei când ne-a văzut că ne certam așa ca animalele? Deci chiar mi se face rușine și mi se face rușine pentru ea. Când îl văd, mi se ridică părul din cap. Nu știu de ce, dar nu-l suport deloc. Când văd că vine așa la noi de parcă ar fi la el acasă, simt că o iau razna. Fă-te și tu util și fă și tu un ceai la fata asta, nu vezi cum moare aici? Te rog frumos, ascultă-mă un pic, ascultă-mă, te rog. Deci cei 7 ani de mine strigă ca să mă duc să-i fac ceai prietenei tale. Asta trebuia să faci tu. Nu vezi? Toată lumea are alergie la tine. Ți se pare ție? Cred că toată lumea... Nu mi se pare, așa e. Vrei. Și știu de ce nu vrei. De ce? Însuși, să știi și florile astea însuși le-am cumpărat cu mare drag pentru tine și văd că mi le spui că sunt de mort. Pentru că sunt 6 la număr și nu le-ai cumpărat pentru mine, le-ai cumpărat pentru mama. Mai găsit pe mine aici și ce ai zis? Ascultă, mamă, hai! Lasă-mă să vorbesc. Te rog eu frumos, cred că nu ai un pic de respect. Chiar nu-i vreau rău, încerc să mă apropii de ea. Dar chiar așa să fie de nesimțită să ne tragem de șireturi în halul ăsta? Cred că ți-ai uitat educația. Lasă-mă, te rog, aici. Vorbesc, cred că nu. Nu am uitat nicio educație. Am să mă duc să fac ceai, deși trebuia să-l faci tu. Și liniștește-te de acum. Cât încerc, deci cât încerc eu să fiu de băiat, liniștit și cu bun simț, dar nu mă lași. Mă scoți pe mine din chenarul meu, încerc să mă enervezi. Știu că nu mă înghite, știu că nu mă suportă, dar chiar nu mă așteptam la un asemenea comportament. Tânăra pacientă care simulează un guturai se pregătește corespunzător pentru tratamentul cu ceai, iar naturalețea cu care o face trădează multă experiență. Ți-am pregătit un ceai, să ai mare grijă că e fierbinte. Mulțumesc. Și era treaba să o facă prietena ta, Xenia? Da, Ai grijă că... Fierbinte! Suflă! Dau jos! Nu e proastă deloc. A vărsat ceaiul intenționat. Să vedem ce va face el de acum. E fierbinte! Doamne, suflă! Stai! Suflă! Ce să suflu? Cum să suflu? Suflă! Vine să-l dau ăsta jos, cum să dai ăsta jos? Termină cu prostiile, hai fi serioasă. Dar, Simona! Suflă. Simona, coboară, te rog frumos un pic, repede jos! Ce foarte mult! Extraordinar! Și toate! Uite, sunt tot oași! Nu dai nimic jos, stai liniștită, Simona! Cred că s-a rușinat când m-a văzut dezbrăcată. Hai, suflă! Hai, pune mâna, ca să te prinde mama cu muța în sac! Hai! Suflă! Dă-asta așa, liniștește-te, că nu e nicio... E un ceai, hai, nu faci acum de țânțarea. Ce fac? Simona! Asta mai iluisea acum. Să-mi zică că s-a opărit prietena ei din cauza mea. Simona! Da, imediat! Normal că te ustură, trebuie să ai grijă. Eu nu știu cum ai scăpat ca aia, dar în fine. Ce faceți, măi, aici? Vezi că s-a ars cu ceai. Oh my god, păi sufla aici că... Mă doare! Stai puțin, că-i aduc imediat. Stai așa. Doamne, e extraordinară. Te chem pe tine ca să vezi și tu nu știi. Păi stai că vin imediat. Dar ce-ați făcut mai? Stai, fata, stai, liniștește. Pe bune, eu mă amat pentru el și el nici nu se uita la mine. Cum să fie așa ceva? Nu pot să cred. Hai că o să străcă imediat. Ține puțin aici că mă duc să iau. Sau du-te tu și ia mărul de la bucătărie. Nu mai văd! Liniștește-te, hai că-ți fac vânt așa! Rodi, păi, hai că... Stai că imediat se rezolvă problema. Stai așa. Oh, Doamne! Suflă! Hai să suflu, că să suflu, că am suflat! Extraordinar că suflatul! Na, că n-a ieșit nici planul ăsta. Eu am crezut că o va lua în brațe, că o va săruta. Dar se pare că n-a mers. Ia! Mă ustură! Hai, draga mea, că o să-ți treacă imediat, dar ce faci tu? Stai, calmează-te un pic. Dar ustură foarte mult, nu pune din asta, că ustură foarte mult. Nu vreau să spun să te mai relaxezi un pic așa. Eu înțeleg că copiii din ziua de azi sunt grăbiți, sunt repeziți, dar nu înțeleg cum a putut să-și veze ceaiul pe ea. Chiar nu m-am așteptat din partea lui să fie așa. A dispărut ca măgarul în ceață.
Gata, uite că hidratează ăsta, știi? E un leac bobesc și o să funcționeze, ai să vezi. Să vezi ce te umpli de bășici acum. Dar cum ai făcut, măi, fată, chestia asta? Păi mi-a adus ceai, era fierbinte. Mă duc să-ți aduc ceva de îmbrăcat, că trebuie să te duc la spital, nu vezi din ce hal arăt? Stai o secundă, că vin imediat, da? Mame, ce mustră nu poate, vreie! Aoleu, hai de repede. Da, păi de-aia trebuie să mergem neapărat la... la spital, scumpă, vai, ce rău îmi pare, cum ai putut să faci așa? Doamne, ce nenorocire asta pe noi. Trebuie să mă gândesc la ceva urât și foarte murdar. Așa de murdar încât mama se vrea să-l dea afară din casă. Prietena Xeniei s-a ars degeaba pe piept. Marius nu a cedat ispitei. Dar oare cât va mai dura până ce el va ceda nervos? Hai, mami, mănâncă că mă grăbesc. Nu pot să mănânc nimic. Cu omul ăsta la masă nu pot să înghit nimic. Ia, uitați-vă. Hai, dragă, nu fii obraznic așa, draga mea. Tu nu poți să mănânci cu mine la masă, eu nu pot să mănânc cu tine. Mă uit la tine, mesteci în orezul ăia și mănâncă. Da, serios, nu mi s-ar părea. Mi se pare că ești pagubă la casa omului. Auzi, tu vezi cât i-ai dat să mănânce? Hai, măi, da. Mai poți? Hai, mami. Nu, dar nu, chiar nu pot să mănânc. Hai, mai terminați. Chiar nu pot să mănânc la masă, deci cât pot eu să încerc Simona să o agrez, dar nu, chiar nu, e imposibil așa ceva. Nu mai pot, deja încep să-mi pierd răbdările, chiar, uite așa, noduri cu noduri, cu noduri în ghid. Chiar îmi pune răbdarea la încercare. Mama degeaba se supără pe mine, ea știe adevărul. Nu-l plac și nu-l înghit absolut de fel. Mi-ai spus că sunt, cum ai spus, că sunt sărac? Sau cum ai spus? Acum câteva asta zile voiam să zic. Mi-ai spus că sunt sărac, da. Ascultă-mă cu sărăcia. Deci, hai să spun, da, poate. Nu cred că sunt ca tata al tău. Ca tata al tău să am vreo 200.000 de firme sau hai mă rog să ne rezumăm la 15 câte are el. Da. Dar nici un terchia berchia nu sunt, înțelegi ce spun? Dar nu are legătură. Nu, lasă-mă nu Simona. Înțeleg acum, ce spui, acum, ai putea acum, dacă tot am dat, nu cărțile, orezul pe față, orezul. Da. Dacă tot am dat cărțile pe față, hai să râdem un pic de noi așa, că ne facem de rușine la Sfânta Masă. Am muncit și bucătar, am muncit și... curăța cartul, cred că am făcut absolut tot. Și vrei să spun ceva? Sunt mândru de ceea ce am făcut. Pentru că n-am făcut ceva. Am făcut decât să... Lasă-mă, te rog, de ce m-ai intervii, Simona? Că oricum știi foarte bine că e căpoasă și nu ascultă. Nu-mi place, mă, că vă certați. E un sărântoc și punct. Nu are ce să caute la noi în casă și mai ales cu mamă. De ce trebuie să vă certați? Știu că ești un băiat ok. Draga mea, te rog. Nu am eu, Ditai, mai... Vezi, asta înseamnă Xenia când... O fată ca tine care are totul pus pe tavă, deci părinții îi oferă absolut tot ceea ce mie părinții mi-au oferit atât cât au putut ei. Din cauza asta, eu m-am dus și am făcut toate meseriile astea. Curățat de cartofi, bucătar, șofer, eu știu, N meserii. Și neavând mie toate chestiile astea care părinții tăi ți le oferă, te duci singur să te cam zbași cu viața, adică cam te lupți cu ea unul la unul, ceea ce tu nu prea înțelegi. Din cauza asta ai și poziția asta și da, te uiți pe nu știu pe unde, te uiți pe un pereți. Și acum ai venit aici ca să nu te mai zbați cu viața. Păi vezi, vezi tu cum asta tot, și aici iară interpretarea ta e foarte greșită. Pentru că nu cred eu că stând de vorbă cu mama ta, așa, ai sărăcit tu. Când nu e una, e alta. Și tot așa o să se sature ăsta și o să-și pună coada pe spinare și o să plece. Iar eu o să îmbătrânesc singură. Ea o să-și facă viața ei, că e normal, și eu singură o să rămân. Cu tine, fără tine, noi nu o să sărăcim, ceea ce este foarte convenabil pentru tine. Da. Atât ai tu să-mi spui mie? Da, adică nu. În afară că mănânc mult, în afară că am cunoscut-o pe mama ta că i-aș mânca banii și în afară, asta vrei tu să-mi spui tu mie? Da. Deci eu în toate zilele astea și în toată perioada asta de timp în care eu am încercat să mă apropii de tine, tu asta ai văzut la mine, nu? Da. Vrei să spun ceva? Eu să știi că chiar sunt mândru de mine. Și sunt mândru că am cunoscut o femeie cum e mama ta, dar crede-mă că dacă ar fi să spun în față, parcă îmi pare rău că te-am cunoscut pe tine. Băi, crede-mă, îmi pare foarte rău că am cunoscut-o. Băi, am mai văzut familii, să mai despart, să mai ceară. Când faci cunoștință cu adevărul, nu e foarte... Iisuse Hristoase, adică tu vii să mă înveți tu pe mine la anime, ce vii să-mi spui? Tu ce vrei tu să-mi spui? Tu mi-ai văzut la televizor sau le-ai citit în cărți? Pe ce, pe Google? Am hotărât dacă o să mai ținem așa...
Danga langa la infinit, am să plec, am să las totul în urmă. Și știi ceva? Am zis că dacă vine maică-sa cu mine, bine, dacă nu... Pe unde am intrat pe acolo, pe acolo, ies cât mai repede, că deja... Ceea ce vrei tu să-mi spui mie, le citești pe Google. Că n-ai unde să le citești. Mai extraordinar. Hai, te rog frumos, gata. Încetați cu cearta. Ce să mai încetez? Cât să încetez? Marius, te rog frumos, te calmezi și nu cu tonul ăsta la mine, da? Simona, scuză-mă, am încercat tot timpul. Am zis că e fata ta, că știi... Băi, să-ți despar multe familii. Mulți apropie copiii. Da? Eu cu cât încerc să mă apropii de ea, cu atât să distanțează. Schimba și tu tactica atunci, nu? Hai să facem altcumva. Du-te aranjează, du-te înainte. Du-te înainte. O să mă duc să-mi fac un duș. Deci, bine, dar nu vorbi mai așa, că... Du-te, totuși... du-te, te rog eu frumos, că nu mai știu cum să fac. Chiar nu mai știu. Plec eu, mă duc să fac un duș și asta este, că așa, nu se poate. Așa, du-te, du-te și consumă și apa. Vezi că stai cam mult pe aici, mai mult mai mult decât stai pe la tine acasă, să te trec la întreținere. Un copil chiar foarte răsfățat. Eu că am fost dulce, am prins-o acolo cu la petrecere, cu băutură și cu toate cele, n-am turnat-o lui maică-sa și ea... Măi, Xenia, mamă, gata, ești chiar needucat acum, pe bune. Eu nu așa te-am educat. Ce înseamnă comportamentul ăsta? Eu nu am încredere în el. Păi am înțeles, dar totuși este un băiat bun, mă respectă. Dar eu nu... Mie mi se pare că joacă un teatru. Da, dar tu exagerezi, o să rămân singură și nu este ok așa. Nu asta îmi doresc, vreau și o să fiu fericită. Păi înțelegi, o să fii fericită cu bărbatul care o să te merite. Dar nu poți tu să-mi alegi bărbatul acum, serios. Să știi că te trimit la taică tu dacă nu schimbi comportamentul. Nu se mai poate așa. Eu știu că ea își dorește foarte mult să ne împăcăm, eu și cu taică-su. Însă dacă eu am fost odată înșelată de taică-su, nu mai pot ierta, nu pot trece peste așa ceva. Tati, vină, te rog frumos, repede până acasă. Lasă că poți să faci asta mai târziu, vină, te rog, vină, te rog până acasă. Hai, vină că mi-e frică și vorbim aici. Bine, hai, pa. Te aștept, pa. Ce plănuiește din nou Xenia? Doar ea știe deocamdată. Cert este că, imediat după plecarea mamei de acasă, l-a alertat pe tatăl ei cât timp Marius era la duș. Când m-a sunat fiimea, mi-am dat seama imediat că s-a întâmplat ceva. Xenia! Tata! Xenia în sus, Xenia în jos, stric peste tot, ea nicăieri. Tata! Tata, unde ești? Ce-i mă cu tine? Ce-i? Unde-i fata? Unde-i fata, te-am întrebat? Să fie camera de om aici. Xenia! Ce ții pe așa, ce răutești? Camera zile, fie mă dă dovadă. Păi... Uite-o de bine. Tata! Ce-i bine, mă? Ce-i plânsă? Ce s-a întâmplat, tata? Ce s-a întâmplat? Ce s-a întâmplat? Ce-i făcut, mă? Întreabă de ce plânge. Păi nu știu de ce plânge. De ce plânge, tata? Ce ți-a făcut ăsta? Ce ai făcut, mă, prietene? Stai, lasă-mă să vorbesc eu, te rog frumos. Ce ți-am făcut, scuză-mă? Știi prea bine ce ai făcut. Adică ce ți-am făcut? Adică știi prea bine ce ai făcut. Băi, ce ai făcut, mă? Ce ți-am făcut? Când am văzut-o pe aia, coborând, cu lacrimi pe obraz, în furou, și pe... în prosop, atunci am înțeles. Am văzut roșu în fața ochilor. Bă! Ce ai făcut? Mă calmează. Păi ce să mă calmezi, mă, nu vezi? Ea e plânsă toată. Ce, ce ești vrea? Spune-mi ce s-a întâmplat. Spune-mi tu că ești bărbat. E extraordinar. Nu vezi că minte. Cum adică nu are? Plânge. Ce plânge, bai, de acum câteva minute am stat împreună și era normală. Unde ai stat? Ce s-a întâmplat? Spune-mi, explicăm ca să înțeleg că mă apucă nervii. M-a pus, mă îmbrac așa. De ce ai pus un mâsă? Ce? Eu aproape dezbrăcată, el în prosop. Oare ce crezi că s-a întâmplat? Eu mincinoasă. Eu mincinoasă? Iartă-mă, dar să știi că ai crescut, nu dau exemplu. Nu dau exemplu. Știi ce vrea? Să mă despartă de fosta ta, asta vrea. Să mă despartă de Simona. Și face teatru. Teatru? Nu e adevărat, nu e adevărat. Păi el m-a pus să mă îmbrac așa. Ascultă-mă. Ce nu înțelegi? Ce te-a spus mai trebuit o dată? Tău? Spune-i tu tatălui tău, te rog eu frumos, detaliat ce ți-am făcut eu, dacă eu ți-am făcut ceva, în afară de faptul, știi când te-ai simțit rău, am vrut să mă apropii de tine, am încercat tot timpul să mă apropii de ea, nu să te apropii de ea, că n-ai niciun argument. Minte! N-am niciun argument. Indiferent că sunt în casa ta. Eu nu sunt așa țărată să dau pe față. Așa ceva, nu credeam că se întâmplă, deci nu credeam vreodată că o să trăiesc așa ceva. Hai, spune ceva să aibă credibilitate. Păi, tata, spune! Și-a dat la mine, m-a pipăit, tu nu înțelegi? Bă, cum te-ai dat, mă, la ea, mă? Bă, tu chiar vorbește serios?
Bă, chiar vorbește serios? Ascultă-mă, calmează-te. De sus până jos e minciuna, direct în cuvânt și în dicționar și tot. Bă, tata, apare chiar minț. Bă, nu mint, tu minți! Ascultă, la dicționar acolo apare poza ta minciună. Extraordinar. Bă, tata, spune-mi ce se întâmplă până la urmă. Dar de ce mă întreb pe mine? Du-te și vorbește cu el, tu ce faci? Să stai pe foyer acum? Băi, eu ce să vorbesc de trei ceva? Eu te cred pe tine. Ascultă, că m-am îmbrăcat așa, că ea a venit să plângă. Singura persoană care mie îmi place și într-adevăr dacă ar fi s-o dezbrat e Simona. Încerc să mă stăpânesc. Încerc să nu fac ceva necugetat. Păi, dar de ce caută ea îmbrăcat așa? Spune-mi păi și mie. Păi ce mă trebuie, mă, bă, ea nu mă trebuie pe mine. Păi te trebuie tine, că te vezi mare și tare aici. Ești cel mai mare și cel mai cu capul pe oameni. Ești cu capul pe oameni. Dar spune-mi de ce e îmbrăcată ea așa? De ce e frânsă? Băi, prietene, este baia mea. Da, nu, este baia mea, nu că a fost. Casa asta este încă pe numele meu. Da, deocamdată tu ești un intrus aici. Nu spui tu mie că aia e baia ta. Deocamdată tu dai explicații de ce plânge fata mea și atât. Nu spui tu mie cine-i tu, cine este. Domnule, ca să țipăm mai multe lumea și ne facem cu rușine. Păi da, dar tu nu vrei să ai dialogul ăsta respectiv. Atunci lasă ciocul mai jos. Lasă ciocul mai jos. Dacă vrei să te ascult. Nu, 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 ceva foarte grav și urât ca să-l fac să plece din casă. Băi, în momentul ăsta, tu ieși afară din casa mea și îți rezolvi problemele tale afară, da? Este casa mea și eu spun ce faci și ce nu faci. Păi eu trebuie să mă dea. Da, eu pot să te dau afară. Ia ieși afară, mă, băiatule, ieși afară. Ieși afară, îți rezolvi problemele cu Simona. Aici, în casă, la mine, fata mea e prioritară. Tu nu, ieși afară. Ce i-am spus eu, fetei tale? Ce i-am spus? Să nu se tragă cu mine, deși le duc ca omul de sculți. Mi se pare și că vrei să faci la fel? Păi, nu o după Simona. Umblă de sculți afară, atunci. Băi, ia stai, bă, ți-am spus că vorbești de întrebată. Vezi că tu nu știi. Băi, ia stai și în gură. Vorbesc când vreau eu și cum vreau eu, ai înțeles? Ia-mă de afară, nu ești aici. Da? Nu ai cum să mă dai după mine afară, e greu. E greu. E greu să te dau pe tine afară? E greu să mă dai după mine. Este ultima oară mai întâi tu în casa, o să dragă. Te rog frumos să vii să-ți dai îndrălău afară din casă. În clipa asta vii, da? Îndrălău? Acum vii! Cu o minciună și cu o lacrimă poți rezolva multe în viață. Important e să știi cum să le gestionezi. Bă, ieși afară în clipa asta! Tu n-ai niciun drept să stai așa în fața fetei mele! Despuia! Ieși afară! Nu mai stau o clipă în casa asta. Poate să-mi pun o covor de aur și nu mai stau. Pentru Simona, pentru... Nu mai stau o secundă. Ies afară că mă respect pe mine însumi. Nu că mi-ai zis tu. Da, sigur, doamne, așa. Da, și femeia aia. Are dreptate, Simona. Nu l-a dat mama afară, l-a dat tata. Pentru că tata mă iubește. Singura persoană care mă iubește, de fapt. M-a distrus, m-a nenorocit și pe mine și pe familia asta. Ce vrei să zic mai mult? Tata, e adevărat? Tata s-a dat la tine? Da. Păi da, mi-a distrus familia. Din cauza lui, tata n-a putut să se mai împace cu mama. Iartă-mă, este vina mea. Îmi pare foarte rău. Este numai vina mea. Chiar n-am vrut să treci prin ceea ce ai trecut până acum. Iartă-mă, tată, iartă-mă. Promiți că te întorci acasă? Fac tot posibilul, tată. Nu pot promit lucruri care nu țin numai de mine, dar fac tot posibilul. Am greșit. Plătesc. Dar prețul este mult prea mare. Marius, dar ce faci aici? Aici? Păi ce faci afară în Simona? Halul ăsta? Numai că am ajuns la capătul răbdării, spun foarte sincer. Ai, măi, ce s-a păi mai întâmplat? Păi ce am ajuns, rușine? Uite-te la mine, mi-intră peste mine, îmi baie plei, vreau să fie tot ok și nu se poate, deci cât încerc? Asta mică e cum persoană, deci stă cu tine de vorbă în față și te minte, deci n-are scrupule. Na. Și aveți, măi, ce faceți aici? Simona, tu mă cunoști foarte bine pe mine. Păi, te cunosc de 6 luni. Nu e vorba că am om, nu vin ca să vorbesc acum că eu sunt nu știu ce. Îmi place de tine, vreau să fiu cu tine și vreau să fiu cu tine. Dar cu oamenii ăștia doi nu se poate. Băi, lasă-mă, vrei să fac oaie, vrei să dărâm casa asta pe ei? Tu până la urmă cine crezi? Într-unul care l-ai băgat în casă de câteva luni de zile? Sau în fata ta? Vorbește cine crezi? Respect, te rog frumos. Tu taci că n-aveți ce discuta. Nu cu tu, domnul. Gata cu jignirile, mai bine da? Spune adevărul, spune cât te deranjează acest om.
spune că nu vrei ca el să facă parte din viața voastră. Oricum ăsta este adevărul și l-am spus și îl voi mai spune de încă 3 ori. Dar ceea ce s-a întâmplat, s-a întâmplat. Dacă nu îl vreau eu pe el, este cu totul altceva. Da, nu l-am vrut de la bun început. În continuare, susții că el te-a hărțuit, că te-a forțat să te îmbraci în acel furou, că te-a pipăit, că una ca alta. Tu crezi, vorbele fetei tale, că eu am fost în stare să fac toate murdăriile astea ca să le numesc așa? Pe cum să nu-mi cred, fata? Cum? Fita inventează tot felul de chestii. Dar ce s-a întâmplat? Explică-mi! Că nu înțeleg ce chestii inventează. M-am dus să fac duște, ai zis ca să mergem să facem piesa de teatru, să o vedem, ducă-se că nu mai îmi găsesc cuvintele, că nu mai pot! Da, calmează-te un pic. Pleci! Mă duc frumos să fac duș. Așa. Țipă-te, urlă-te, uștră-mi, te ies afară. S-a venit omul. Ciprian? Păi Ciprian cum mă cheamă, că nu vreau să-i pronunț numele. În fine, lasă-mă, păi lasă-mă, că nu mai pot, nu mai pot. Uite-te la mine, mi se umflă venele, nu mai pot. Vine fita îmbrăcată în dupiesuri, dulicbesuri, eu mai știu cum se numesc toate tenile astea de și vine să-mi spună că m-am dat la ea, că am vrut să-i fac aia, că am vrut să nu știu ce, dar nu mai pot. Poftim? Că eu m-am dat la ea. Doamne ferește, cum adică Marius să se dea la fimea? Chiar nu vine să cred așa ceva. Ce aveți, măi, ce faceți aici? Simona, tu mă cunoști foarte bine pe mine. Păi, te cunosc de 6 luni. Nu e vorba ca am, nu vin ca să vorbesc acum că eu sunt nu știu ce. Îmi place de tine, vreau să fiu cu tine și vreau să fiu cu tine. Dar cu oamenii ăștia doi nu se poate. Băi, lasă-mă, vrei să fac bai, vrei să dărâm casa asta pe ei? Mi-a trebuit iubire, eu care eram Toma necredinciosul. Hai, poftim. Poftim. Du-te tu și rezolvă, du-te tu și vezi. O să rezolv... Ascultă ce spun. Tu ești vinovată pentru tot ce s-a întâmplat în casa asta. Cu ce dragă sunt eu vinovată? Cu ce? Pentru că nu asculți. Pentru că nu ce crezi. Ce să ascult? Pentru că nu vezi nimic ce se întâmplă în casa asta. Păi nu înțeleg nimic, efectiv. Normal că nu înțelegi, pentru că ție ți-arde de altceva. Ție nu ți-arde de copii, ție nu ți-arde de casă, ție nu ți-arde de nimic. Hai, da, gata. Ați găsit acum, ați avut spășitor. Am găsit. Da, tu ești vinovată. Cine e în locul meu? Ce să creadă? S-a întâmplat ceea ce am vrut să se întâmple. La ce-i plecat, mă? La ce-i plecat și ei lăsat pe ăștia doi în casă, mă? Pe hântrălău ăsta cu fita în casă. Hai să fim serioși, acum nu mai pot sta două persoane într-o casă. Nu, nu pot să stea două persoane. Una frumoasă, tânără, în floarea vârstei. Și cu hântrălău ăsta în casă. Tu-l vezi și tu cum e îmbrăcat? Păi, du-te să o vezi și pe fita. Du-te și să o vezi și pe fita cum e îmbrăcată. Dar cum e îmbrăcată? Cum e îmbrăcată? Să spună prietenul tău. Ce crezi tu că stătea hântrălău ăsta în casă de spuia? Hai să nu exagerăm! Cum să nu exagerăm? Nu știu. Tu știi cum e fita îmbrăcată? Păi nu știu cum e îmbrăcată! Dar... Cum i-am prins eu ceea ce văd, aia cred! Păi ce ai văzut pe da, nu știu! Da, nu ce-mi spune unul sau altul, da? Păi ce ai văzut? Ce-am văzut? Cum ești, mă, îmbrăcat? Ce poate să-i facă, mă, hântrălău la 38 de ani? Ce poate să-i facă? Ia spune și mie! Doamne, tu crezi că vrea cu o femeie de 40 ceva de ani ca tine? El dezbrăcat, ea dezbrăcată, ce-au făcut ei doi, nu pot să-mi dau seama. Tu, până la urmă, cine crezi? Într-unul care ne-a băiat în casă de câteva luni de zile? Sau fata ta? Vorbește cine cu respect, te rog frumos. Tu taci că n-avem ce discuta. Nu cu tu, domnul. Niciun domn. Pentru că tine sunt domnul deocamdată, n-am luat vivaliza în gara. Gata, hai, spune să tacă că n-am gata, ce discuta. Gata, nu știu. În cine crezi? În cine crezi? Să creadă în dreptate și în adevăr. Adică în mine. Xenia a făcut absolut orice ca să îl alunge pe Marius, scopul fiind acela de a-și vedea din nou părinții împreună. Dar oare metodele alese vor fi iertate? Vor ajuta în cele din urmă la împăcarea părinților sau doar îi vor distruge fericirea mamei? Aceste lucruri urmează să le aflăm. Simona, sunt sătul de figurile fetei tale. De Xenia. Ascultă-mă, lasă-mă să vorbesc, că și așa m-ați făcut de o rușine extraordinară. Lasă-mă un pic, te rog, ascultă-mă un pic. Eu, vrei să spun, te iubesc. Mi-e drag de tine. Am încercat să-mi fac o familie. De ce? Pentru că eu, uitându-mă la tine, am încredere, îmi dai, cum să spun, îmi prezinți încredere. Dar ceea ce face fata ta, teatrul ăsta mic, așa ceva nu se poate. Hello? O denigrezi prea tare. Lasă-mă, domnule, lasă-mă să... Deci ei nu vorbi așa. La mine în casă și numai cu domnule. Și numai cu lasă-mă, domnule.
Deci tu nu-mi denigrezi mie fata și nu vorbești tu mie în jargouri cu fata. Am înțeles? Îmi respect copilul ca să mai stai și tu aici. Fica dumneavoastră, bineînțeles că băgăm mâna în foc. Băgă. Unde auzi? Adică fica dumneavoastră nu ar fi în stare să mintă, cu alte cuvinte. Eu n-am spus că nu minte, eu am spus doar să vorbească civilizat, să Xenia, nu mai... Xenia, ai mare grijă, pentru că genul de acuzații cu care te joci tu pot distruge un om. Bun, sunt perfect conștient că nu-l accepți pe el ca și iubit al mamei tale, că nu-ți place, că ți-ai dori altceva, ca părinții tăi poate să se împace din nou. Dar felul în care tu faci toată treaba asta nu este deloc unul bun. Eu ca să-mi fac dar o familie... Dar s-a dat la ea, domnule Ernest. Dar s-a dat la ea. I-am oare, prins. Acesta este adevărul? Da. Și nu ascult la nimeni decât ceea ce văd. Nu mi s-a părut ciudat? Adică ascultați-mă un pic pe fica dumneavoastră. Mai spune-ne, te rog, o dată cum s-a întâmplat. Adică te-a pus să te îmbraci? Te-a pipăit? Da. Și când ai avut tu timp să-l suni pe tatăl tău? Hm? Dacă el era lângă tine? A coborât până jos să... Se dacă el avea de gând, dacă el avea de gând să facă așa ceva, adică cu alte cuvinte să te hărțuiască, te scăpa vreo clipă din ochi? Da, s-a dus omul să pregătească la baie. Tu spui, ca un tu spui adevărul și doar atât. Da. Fica mea nu minte. Explicați-mi și mie, de ce poate să stea atât de calmă în aceeași încăpere cu presupusul agresor? Ia explică, păi domnule. Probabil noi este șocată. Dacă e vorba despre o agresiune, pentru dacă e vorba că omul ăsta a forțat-o să se îmbrace, că a forțat-o să facă ceea ce spune fica dumneavoastră că a fost forțată să facă. De ce nu a sunat la poliție? De ce nu a chemat poliția până în acest moment? De ce nu există niște vânătăi? De ce nu are nicio, de ce nu are nici măcar o urmă pe corpul ei? Și fără poliție. Nici o problemă, discutăm noi. După aia, eu față în față în patru ochi cu el. Și cu mine, bineînțeles. Te rog frumos. Da, fără. Dacă vrei să mai vorbim, să mai avem o discuție frumoasă și cu tine. Dar eu nu am discuții frumoase cu tine. Liniștește-te puțin. Doamnă, lămuriți-mă și pe mine, vă rog frumos. Ar fi Marius capabil de o asemenea faptă? Nu știu, eu tremur din toate încheieturile. Chiar nu mai știu ce să cred. Haideți să vorbim despre un alt adevăr atunci. De ce nu spui că până la urmă ai recurs la acest gest disperat pentru că toate celelalte tertipuri pe care le-ai încercat nu ți-au ieșit? Aduceți-vă un pic aminte, la un moment dat era și o prietenă de aici în casă, nu? Așa, și? Care s-ar fi opărit cu un ceai. Da. Ce ai încercat să demonstrezi cu asta? Nu am încercat nimic. El probabil a încercat să demonstreze ceva. Ta? A, de s-a păi mai dat la cineva? Nimic, nu mă mai miră s-a nimic. S-a mai dat și la prietena ta? Iar trebuie să spună, pentru că care a fost ceaiul acolo. Ceaiul acela cum de s-a Mama. Vărsat pe ea? Dar eu când pot să mai mă apăr dacă tu-i vorbiți deci într-una? Deci ce să te mai aperi? Îmi permite și mie să spun și eu câteva cuvinte? Ce să spui când faptele care le-ai făcut în casa asta sunt cele mai concludente? Ce să mai spui tu? Oribil. Ce să mai spui? A, te-ai dat și la prietenele ei. Xenia, te rog frumos în seara. Ții minte că l-ai coborât jos din dormitor minte. Și l-ai găsit pe el cu prietena mea că-i sufla, vezi, domnule, în sân, nu? Ți s-a părut normal? Da, era în sutien, fata aia. Doamne, să-ți fie rușine. Fica dumneavoastră minte. Rușine. Știu că vă este greu să acceptați asta din partea unui străin. Nu, nu, este un copil, nu ar fi în stare de așa ceva. Nu, fica dumneavoastră nu mai este un copil de mult, stimată doamnă. Da, este, are totuși 19 ani. Fica noastră este copilul nostru în și continuare. Și minte de gheața apele. Mamă, el minte de și nu te joci cu așa nu ceva. Nu vii și spui că un om te-a hărțuit. Tocmai de asta nu pot să cred. Doar așa ca să îl desparți de maică ta. Când ai băut de ce te ascunzi cu lucrurile acestea? De ce? Poftim? Cine a băut? Cine a băut? Când în seara când ai făcut trecere cu prietenele tale. Dar nu bea, dragă, alcool. Dă-mi voie să-i aduc, să-i reamintesc că poate nu mai știe de păi erai. Și mie de ce nu mi-ai spus? De erați. Spune individul ăsta ceva. Nu cumva a doua zi fica dumneavoastră s-a simțit rău? Nu cumva v-a spus că este răcită, că una, că alta? Nu e adevărat, e o minciună, el a venit în casă pentru că noi ascultam muzică și era un pic de gălăgie și ceea ce s-a întâmplat de fapt este că el s-a dat la prietena mea, Rodica. Deci nimeni nu a băut nimic. Adică el a coborât din pat de la maică. Era un pic de gălăgie pentru că ascultam muzică și ne distram. Da, orice vorbesc, era muzică, ne distram și el a venit că vezi, domnule, să facem liniște. Adică, doamnă, și ce s-a întâmplat de fapt este că el s-a dat la prietena mea, Rodica. Adică el era în pat cu dumneavoastră. Voastră, da? Nu, după și se duce în camera fiicei dumneavoastră și se dă la prietena ei. Adică, vi se pare logic? Vi se pare normal? Nu mi se pare normal. De cât ce putea să lipsească, cât timp putea să lipsească de lângă dumneavoastră? Să se dea la ea? Spune-mi, te rog frumos, de ce crezi tu că nu i-am spus mamei tale?
despre petrecerea în pijamale. Ce petrecere, dragă? Pentru în pijamale, ia spune. Deci, minți, minți cu lemnare. De anii tăi, la cum te dai tu că ești educată, că ești cu tare? Așa. Dați, erau sticlele goale pe jos și erați valurile Dunării. Spune-mi, te rog frumos, însuși motivul de ce nu i-am spus mamei tale. Stai puțin, dar deci pe Rodica tot tu ai dezbrăcat-o. Acum mi este clar mie. Are dreptate Simona. Fica mea. Nu, doamnă, fica dumneavoastră s-a gândit să mai facă o scamatorie, da? Și împreună cu prietena ei s-a gândit la treaba asta, da? Niște copile să ajungă la chestiile astea? Fica dumneavoastră nu este atât de inocentă pe cum pozează. Mai bine spune adevărul. Tată, spune adevărul dacă... Am spus adevărul. Deci nu ați băut în seara aceea, nu? Dar spune de ce, de ce nu spune? A doua zi nu ți-a fost rău de la mahmureală, ți-a fost rău că te-ai îmbolnăvit, ai avut febră și ai avut o răceală. Nu știu, ceva. Realizezi că asta este o acuzație foarte gravă, da? Hai, Simona, realizezi că un om poate face închisoare pentru așa ceva. Exact. Ai fi dispusă să mergi până la capăt cu minciuna asta? Da. Dar nu e minciună, pentru că e adevărul și sunt dispus să merg la capăt. Se face închisoare, domnule, ai auzit ce a spus dânsul? Păi dacă ești vinovat, să faci. Eu sunt vinovat? Păi tu chiar credeai că nu pot să... Adică tu chiar credeai că nu pot să-mi fac toate orice femeie de pe... Toate dovezile sunt împotriva ta. Nu zic... Poftim. Mai bine faci închisoare decât să intri în mâna mea. Până la urmă tu te știi basma curată, ok. Sunt. Atunci de ce te ambalezi atât dacă ești basma curată? Pentru că nu ai credere în mine. Puneți-vă un pic în situația lui, omul este acuzat de o faptă gravă. Evident. Puneți-vă un pic în situația lui. Cineva v-ar acuza de o faptă gravă. Dar puneți-vă asta și în situația noastră. Suntem părinți. Este un copil care are și numai 19 ani. Și credeți că fosta dumneavoastră soție ar fi băgat în casă un om labil, un om care să facă așa asta ceva? Asta nu am de unde să știu de unde l-a luat, l-a racolat, nu, l-a găsit. Nu este problema mea. Auziți, doamnă, că l-ați racolat pe omul ăsta. Nu este problema mea. Cum îți permiți să vorbești așa și tu? Tu taci din gură că ești principala vinovată. Nu mai vorbi așa. Ba da, taci din gură. Fostul dumneavoastră soț care spunea, printre altele, că cu foarte mare ușurință ați băgat acest divorț. Păi una, normal. Două, ați divorțat de el. Ca și când fapta lui nici n-ar fi existat bărbat, de altă. Da, mă înșeală cu una și cu greșit poate. Odată în viața asta înseamnă că trebuie să-mi dea toată lumea în cap. Uite unde am ajuns printr-o singură, printr-o greșeală este amarnică. Suficient că dânsa s-a simțit profund jignită. V-ați înșelat soția cu o spătăriță, da? Normal că s-a simțit profund jignită femeia și a băgat divorț. Domnule Ernest, dacă omul greșește odată, ea trebuie să greșească dar de 100 de ori. Judec, da? Cine greșește odată, greșește. Este suficient că dânsa a luat această hotărâre. Normal că de ce ai procedat așa? De ce nu ai încercat să o convingi pe maică ta să-i mai dea o șansă tatălui tău? De ce recurgi la minciuni din astea ordinare? Eu exact ce ți-am spus, nu știi să asculți. Nu știi să treci prin filtrul minții tale. Tu habar nu ai. Tu ești... Deci gata cu jignirile, mai bine, da? Mă, Simona, spune că n-ai niciun drept să-i dai sfaturi. Spune că nu vrei ca el să facă parte din viața voastră. Dacă n-am văzut o spătărițe până acum... Oricum îți vezi de adevărul și am spus și îl voi mai spune de încă 3 ori. Dar ceea ce s-a întâmplat, s-a întâmplat. Dacă nu îl vreau eu pe el, este cu totul altceva. Da, nu l-am vrut de la bun început. În continuare, susții că el te-a hărțuit. Că te-a forțat să te îmbraci în acel furou, că te-a pipăit, că una ca alta. Și el dacă făcea asta, adică dacă el te hărțuia pe tine, te lăsa așa, pur și simplu, cu telefonul lângă tine, ca tu să suni la poliție, bine, mersi, rămânea în casă, adică tu te auzi un pic ce spui? Nu, el credea că sunt mică și proastă și că probabil nu știu, domnule, nu-mi dau seama de ce se întâmplă și eu nu voi comunica. Eu nu voi comunica și chestia asta nimănui. O secundă, vreau să vă întreb ceva pe dumneavoastră, doamnă. În aceste luni de zile cât ați fost cu omul acesta, ați reușit să vă găsiți liniștea interioară? Ia să vă auzim. Ați fost fericită? Ați fost împlinită? Da, mi-a dat respect, mi-a oferit momente foarte frumoase. De ce nu poți accepta ideea că mamei tale este bine cu acest om, că vrea să-și refacă viața? De ce umbli cu minciuni din astea ieftine? De Simona, tu crezi vorbele fetei tale că eu am fost în stare să fac toate murdăriile astea, ca să le numesc așa? Pe cum să nu cred fata? Cum știu ce am care noi l-am petrecut împreună? 6 luni. Deci sunt doar 6 luni. Nu e vorba de 6 luni aici. Sunt 6 luni din suflet, nu 6 luni pe calendar. Deci tu ai crezut vreodată că eu am putut să fac tot felul de murdăriile astea? Îmi pare rău, dar cred că trebuie să rămâi cu ei, că nu așa ceva e. Ești mulțumită, Xenia? Ți-ai atins scopul, ești mulțumită? Da. Chiar dacă ai călcat în picioare fericirea mamei tale? Chiar dacă acest om ar fi putut să-i ofere mamei tale
exact ceea ce are ea nevoie? Ești atât de egoistă încât... Acest om nu poate să-i ofere iubirea necondiționată pe care eu poate oferi tatăl meu. Ești femeie, pune-te un pic în locul lui maică-ta, da? A înșelat-o cu o spătăriță și vorbește aici de iubire necondiționată? Uite, tată, tu ai făcut lucrurile astea doar ca să ne unești pe noi? Xenia, spune adevărul, mamă. Tată, te rog eu frumos, nu mă minți. Știi că nu-mi place niciun. Minți deja cu vârf și îndesat. Deci nu mai pot. Să-l cred pe domnul Ernest? Dar vezi, de ce să mă credeți pe mine? Să-l cred pe individul ăla? Noi suntem doi străini, până la urmă. Te rog eu frumos, ești iubirea mea, ești sufletul meu. Ești capabilă de așa ceva? Te rog eu, nu mă minți. Xenia, te rog frumos. Deci te implor, te implor, nu face de-astea. Tu mi-ai spus că încă o iubești pe mama. Și eu am făcut tot ce mi-a stat în putință ca să vă aduc împreună. Deci este adevărat? Xenia! Da, am făcut toate lucrurile astea pentru că eu vreau ca tata să întoarcă acasă. Și aș mai face încă o dată. Și încă o dată. Și încă o dată. La modul ăsta? Da, la modul ăsta. Pentru că vreau să fim familia care am fost înainte. Vreau să vă iubiți cum vă iubeați înainte și să-mi fiu iubiți. Dar știi ce mi-a făcut tatăl tău, nu? Știu, dar se mai întâmplă. Nu, 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 nu. Îi dai a doua șansă. Nu, nu pot să cred așa ceva. Marius, dar ce faci? Nu vezi ce fac? Ba, văd, dar ce faci totuși? Păcajul. Dar de ce? Am ajuns bătaia de joc. Hai mă, termină-te. Lasă-mă, te rog frumos. Lasă-mă că sunt deja, sunt cu nervii la pământ. Lasă-mă, te rog, Simon. Am înțeles, dar trebuie să înțelegi și tu că... Să ce să înțeleg eu? Că nu puteam să fac altfel, este totuși fica mea, dai seama. Am ajuns bătaia de joc? Păi ce? Adică tu n-ai avut încredere în mine? Îmi pare rău. Să stau să reiau iară? Nu, nu, nu mai am puterea necesară, crede-mă, crede-mă. Îmi pare rău că nu am avut încredere în tine, dar... Dacă ai, deci nu ai copii, nu ai cum să înțelegi. Dacă ai avea copii și tu ai fi făcut la fel, același lucru, crede-mă. Deci am educat-o frumos. Nu știu de unde i-au venit ideile astea. Înțelege că și ea suferă foarte mult din cauza divorțului. Este normal să se comporte și ea așa. Hai, te rog, înțelege. Iartă-mă și nu plec, am nevoie de tine în viața mea. Hai, de te nu, rog. Eu am avut nevoie de tine. Lasă-mă, te rog frumos, lasă-mă, te rog. Eu am avut nevoie. Iar tu nu știi, n-aș știu să prețuiești. Da, știu ce spui, dar serios acum. Deci o relație între două persoane nu se bazează pe absolut nimic decât pe încredere. Acum atât. Încredere în tine totală. Lasă-mă cu psihologia asta, că aia... Serios, după acest incident chiar am încredere în tine. Mai dă-mi o șansă, te rog. Ce te costă? Șanse? Da. Unde suntem, la loterie? Nu suntem la loterie, avem o relație de 6 luni și vreau să continuăm. Dar eu ce am făcut zilele astea, dar am încercat să-ți explic. Da, știu, ai dreptate, recunosc. Eu. Am greșit, iartă-mă. Acum? Uite-te la mine, ce murdar sunt, m-ați făcut culături, m-ai făcut și tu și ăla. Mă așteptam la tine să ai încredere în mine, deci eu... Adică nu mă așteptam la tine să nu ai încredere în mine. Da, da, după 6 luni nici tu nu poți să ai pretențiile astea. Tată, dacă ea nu mă mai iubește, cum vrei? S-o aduc în sufletul meu. Dar de unde știi? De dacă te-ai dus, o întrebi? Nu mă face să mă rog atât de tine. Dacă mă iubești, rămâi. Nu trebuie să te... Dacă nu... Băi, de ce tot timpul femeia trebuie să aibă ultimul cuvânt de spus? Du-te acolo și luptă. Nu fi laș. Spune-i că o iubești. Îmi pare foarte rău. Regret. Lucrurile astea... Nu mă găsește cu nimic acum că ție îți pare foarte rău. Pot înțelege că ai vrut cu orice preț ca tatăl tău și mama ta să aibă din nou acea relație. Dar nu prin minciună, draga mea. Mă bucur că într-un final ai spus un adevăr. Se mai întâmplă. Suntem oameni și cu toții greșim. Dar explică-mi și mie că nu ești copilul acela naiv în care pozezi. Tu ai putea să iubești pe cineva cu forța? Ai putea să treci peste un eveniment care te-a rănit profund ca și femeie, doar ca să îi oferi fiicei tale ce? Ok, aș fi înțeles dacă aveai 6 ani, 7 ani, dar ai 19 ani. Azi, mâine, îți vei lua zborul din cuib.
De ce nu înțelegi că mama ta vrea să-și refacă viața? De ce recurgi la tertipuri de genul acesta? Dacă tatăl tău chema poliția, dacă omul ăsta ajungea să facă închisoare degeaba, pe niște minciuni. Dacă tatăl tău venea și îl snopea în bătaie și ajungea el să facă închisoare, te-ai gândit la asta? Mă așteptam la tine să ai încredere în mine, deci eu... Adică nu mă așteptam la tine să nu ai încredere în mine. Da, da, după 6 luni nici tu nu poți să ai pretențiile astea. Trebuia să mai îmi demonstrez chestii. Simona, suntem de 18, suntem ca Xenia cu 18-19 ani. Avem o vârstă, deci nu mai... Acum te uiți și imediat îți dai seama din mimică, din gesturi, din comportament. Da, măi, dar când ești părinte nu poți să fii obiectiv. Ce să mai dăm părinte și astea trebuie... O să vezi că eu o să avem copii noștri. Eu chiar am vrut să fac, păi, cu tine. Păi, asta zic. Vai, dar nu-ți imaginezi, cred că și când mergeam să vin spre tine, mergeam cu așa, dar venea să treci pe roșu, cred că venea să rup și semafoare, să mă iau și cu... Și tu ce ai făcut? Ai reușit să-ți bagi joc de mine? Să-ți bagi joc mă, de mine. Mă, dă-mi o șansă. Auzi că eu nu am ce să mănânc. Vai, nici nu vine să... În da, primul știu. Rând, vorbele voastre. Vorbele nu sunt vorbele noastre, sunt vorbele unui copil. Fii și tu înțelegător. Hai, nu mă face să mă rog atât de tine. Dacă mă iubești, rămâi. Nu trebuie să te... Dacă nu... Băi, de ce tot timpul femeia trebuie să aibă ultimul cuvânt de spus? Nu vreau să am da, ultimul ce? Cuvânt. Vreau să continuăm așa. Hai că nu e albă, hai că e neagră, hai că te iubesc, hai că nu te iubesc, hai că am încredere, hai că n-am încredere. Ce e asta, mă? Stai, mă, așa că mai există și bărbați care o să spună nu. Și eu sunt din aia. Nu poți să facem la mișto. Nu există relații la mișto. Nu vreau alți bărbați, eu te vreau pe tine. Nu există. Deci, Marius, nu vreau alți bărbați. Mine? Nu, ăla era Marius dinainte, acum nu mai sunt Marius. Acum sunt, știi cine sunt? Bădăranu. Te-ai schimbat așa de la da? Un, o secundă la cealaltă? N-ai cum. Simona, eu chiar am vrut să fiu cu tine. Crede-mă, din toată inima, eu chiar am vrut să fiu cu tine. Și acum avem șansa asta. Nu se mai poate. Ah, Marius, te rog. La revedere. Marius. La revedere. Iubirea mea, cum ai putut să faci asta? Știi că preț de un an te-am întrebat tot timpul dacă tu încă mai ai sentimente pentru mama. Și pentru că răspunsul a fost un afirmativ, eu am vrut să militez, ca să zic așa, să se întâmple. Și... Tată, dar nu așa. Tată, nu așa. Da, dar adevărul este că, nu știu, mi s-a părut că... Tată, mult că nu ai dat tot ce a fost mai bun, că nici măcar nu te-ai dus la mama să-i ceri iertare, să discuți cu ea, să vezi dacă te poate ierta. Nu te-ai dus pur și simplu cu ea la notar și a semnat actele de divorț. Tată, nici nu ai venit nu să mă întrebi. Nu știi tu ce s-a întâmplat între mine și mama. Nu ai de unde să știi ce discuție am avut eu. Iar eu dacă vreau să o recuceresc, nu așa vreau să o recuceresc. Așa este, dar puteai măcar să te duci să încerci, tu nici n-ai încercat. Ce să încerc, tată? Să-și ceri iertare și să discuți un pic cu ea. Având în vedere fapta dânsului, trebuie să treacă timp pentru ca anumite răni să se vindece. Nu vii pur și simplu și sufoci pe cineva cu te iubesc, te iubesc, iartă-mă, iartă-mă. Ai avut timp. Tată, dacă ea nu mă mai iubește, cum vrei să o aduc în sufletul meu? Dar te-ai dus să o întrebi? Te-ai dus să întrebi efectiv dacă toate sentimentele i-au dispărut? Te-ai dus să discuți cu ea? Un casă, un bărbat în casă, ce să o întreb? Am înțeles chestia asta, faptele sunt evidente. Relații se mai încep, se mai termină. Te-ai dus să discuți cu ea? Mă duceam să discut cu ea, dar nu în situația asta în care ne-ai adus tu acum. Văd că îți merge mintea. Puteai să te gândești la niște scamatorii care totuși să fie mai drăguțe. Am încercat, dar nu știu și mama. De ce n-ai venit să stai cu mine? Mama, după ce a cunoscut un alt bărbat, s-a schimbat și ea, ori eu aveam nevoie de familia pe care o aveam înainte. Aveam nevoie de ea și de el, nu ai de mama care poate tată. Nu mai da aceeași tată, atenție. Tatăl tău nu te-a abandonat. Ai aceeași dragoste de tată. Îți oferă aceeași iubire, să știi. Nu m-am schimbat da, față de tine. Dar nu e același mediu, voi nu înțelegeți. Bun, dar și tu trebuie să înțelegi că fapta tatălui tău a jignit-o, a rănit-o foarte mult pe maică ta. Atâta vreme cât nu vine... cu sufletul deschis din partea mamei tale această dorință de împăcare. Uite, mai bine o lăsai pe maică ta să fie singură dezamăgită de unul sau de altul, ca apoi să poată să creadă din nou în ideea că ar fi mai bine cu fostul ei soț. Tate, tu mă iubești? Po, ce întrebare asta? Normal că da. Enorm de mult. Dar pe mama o iubești? Bineînțeles că și pe mama. Bineînțeles. Atunci, te rog, fă ceva pentru mine și luptă pentru noi, pentru familia asta. Du-te și vorbește cu ea, cereți iertare, exprimă-ți sentimentele. Du-te acolo și luptă, nu fi laș. Spune-i că o iubești. Dacă ea nu te mai iubește, eu nu o să mă mai bag niciodată între voi.
Dar du-te și fă-o, spune-i că o iubești. Și dacă răspunde la iubirea ta, vreau să te întorci acasă. Simo. Da, Ciprian. Eu te iubesc. Ți-ai dat și tu seama acum. Eu te iubesc de 20 de ani. Dacă eu am făcut o greșeală... Ce greșeală? M-ai înșelat cu o ospătăriță? Cum ai avut prima ocazie? Gata. Dragă, nu am avut o ocazie. Am avut 2 milioane de ocazii. S-a întâmplat. S-a întâmplat. Știi foarte bine cum s-a întâmplat. Știi foarte bine ce s-a întâmplat. Da, știu foarte bine. Știi cum foarte a venit greșit. La mine acasă și să ne mă facă de râs la toate. Toți vecinii au râs de mine. Simo, îmi pare foarte rău. Regret. Da, măi, dar pe mine nu mă încălzește cu nimic acum că ție îți pare foarte rău. Dacă a venit aia la tine la ușă, n-aveam eu cum să o leg, să o țin. Ce era să-i fac? Eu am făcut o greșeală. Știi foarte bine că aia m-a urmărit. Și aia m-a hărțuit de foarte mult Vai, timp. Vai, săracu, ce victimă ești tu acum, da, nu mai pot. Să știi că o să încep să plâng. Vreau doar să mă înțelegi că te iubesc. Vreau să mă înțelegi că am făcut o greșeală prostească în viața mea, una singură. Da, dar cine îmi garantează mie că tu nu o să mai greșești? Cine? În 20 de ani am făcut o singură greșeală și tu te gândești acum că voi mai face nu știu câte de acum încolo. Pentru da, care evident. Motiv? De ce n-am făcut? Pentru că așa am fost ești tână? Tu, probabil. Așa sunt eu? Da, nu știu. Un om care... Păi și atunci ce s-a lipsit, ce s-a lipsit omului acasă? Nu mi-a lipsit nimic. A fost și atunci? O beție, a fost o greșeală, a fost... Nu da vina pe beție, pe greșeală, pe... Pe ce să dau vina? Pe ce să dau vina? Păi nu știu, pe tine dă vina. Dacă aș fi vrut să fac lucrurile astea în cercul în care eu mă învârt, afacerile care le am, puteam să fac zilnic, puteam să am 20 pe lângă tine. Dar nu am fost eu omul ăla. Da, 20 pe lângă mine care veneau cu tine pentru bani, de fapt. Sau cum? Nu contează pentru ce veneau. Mă, știi ce mi-a făcut mie femeia aia, măi? Știu ce ți-a făcut. Știu că eram lângă tine. Fata care mă întreba, mami, ce se întâmplă? De ce sună telefonul noaptea? Eu nu știam ce să-i răspund. Deci nu este chiar așa simplu, să știi. Și... Uite, m-ați făcut să mă despar și de băiatul ăsta, da? El este singurul care, într-adevăr, m-a înțeles și m-a respectat și m-a făcut să mă simt femeie, da? Degeaba am dădeai tu cardul prin mall, ia și cumpărăți aia, ia și cumpărăți nu știu ce, da? Iubirea Dar mea, noi am în puținul lui, el m-a făcut să mă simt mult mai fericită, înțelegi? Din puținul lui. Mult puțin cât a putut el. Ideea este că le-a făcut cu sufletul, chiar le-a făcut cu sufletul omul ăsta. Deci tu mă faci să cred că tu ai stat 20 de ani cu mine din milă. Deci sau... vezi cum întorci tu? Atacul este cea mai bună apărare, de nu fapt. Nu este adevărat. Înțeles. Eu te iubesc în continuare și nu ce am făcut 20 de ani. Dar nu în rabă, da. Păi tata, asta e valabil pentru tine. Nu cred. De ce? Pentru că eu nu ți-am făcut nimic. Ce ți-am făcut eu? Te-am înșelat eu? Am greșit odată în viață. Și eu niciodată, ce crezi? În 20 de ani ți-am fost fidelă. Și acasă și la serviciu. Ce caută în casa mea? Păi ce contează? După 6 luni am avut o relație cu el. Deci nu imediat. Despre ce vorbim? De ce faci comparațiile astea? N-are nicio treabă, Simo, efectiv. Simo, fata noastră suferă. Nu știu. Te rog, te implor. Nu știu, mi-e frică că nu o să te ții de cuvânt. Nu am de ce să nu mă țin de cuvânt. Nu am de ce să fac alte sacrificii dacă eu te iubesc. N-am ce sacrificii să fac mai multe decât de a spune că te iubesc și a... Nu este de ajuns să-mi spui asta. Trebuie să-mi demonstrezi. Deci nu știu ce să spun, nu știu ce răspuns să-ți dau. Chiar nu știu. Pare rău. Simona, viața mea, iubirea mea, uită-te la mine puțin, te rog frumos. Indiferent ce spui tu acum, indiferent ce gândești tu acum, să știi că eu nu am să renunț la tine, nu am să renunț la copil, și am să lupt în continuare pentru dragostea ce suport. Se pare că până la urmă lucrurile au ieșit așa cum a vrut Xenia. Foarte probabil, cei trei vor fi din nou o familie. Mai ales că Ciprian știe că a greșit. Îi pare rău pentru asta și vrea să-și îndrepte greșeala. Până aici am spune că avem un final fericit. Există însă un dar. Și anume, faptul că Xenia
a făcut totul nu din convingerea că părinții ei vor fi din nou fericiți împreună, ci din egoism. Poate că Simona ar fi fost mai fericită cu Marius. Poate că relația cu Ciprian este mult prea compromisă. Doar timpul le va arăta acestor oameni dacă au procedat corect. Băi, a? A rămas Nicoleta gravită. O să fiu tată. A rămas gravită? Băi, ești nebun. Da, nu a rămas însărcinată, da. Nu cred că pot să te aud pe tine spunând treaba asta. Mai m-am gândit la ceva. Ia uimește-mă tu, băi. Ce-i zice dacă ți-aș propune să-ți iei și al doilea job? Faceți și voi într-un fel, să stați și voi împreună. Păi eu de câte ori vin la voi, el nu este acasă. Tu numai singură? Se întâmplă ceva și nu știu eu. Încerc să fac timp și pentru mine, încerc să fac timp să ajung și la serviciu celălalt. Să ajung și acasă, să fac cumpărături. Dar lucrez, mă, mamă, weekend de weekend. Mai fă și tu o pauză, măcar un weekend da, un weekend nu. Nicoleta, cred că te înșeală. Da. De ce vezi, mă? Nu am nimic a spun. Nicoleta, cred că te înșeală și să zic și de ce. Am văzut o mergea pe stradă, da? Era cu unul la un suc, beau amândoi din două paie, același suc. Ce să înțelegi din chestia asta? Sunt cel mai fraier om de pe pământul ăsta. M-a jucat pe degete cum a vrut ea.